Mamă, trebuie să-mi duc să-mi iau ochelarii, stai așa. Am dat drum la filmare. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod, oameni buni. Astăzi suntem aici alături de domnul Rareș. Salutare. Și ne jucăm din nou Euro Truck Simulator. Hai să vedem. Emi. Da, frate, stai un pic că vreau să mă duc să iau o cafea. Vreau să mă să iau o cafea. Mamă, dar trebuie să... Clipul ăsta îl postez la tine. Clipul ăsta? Da. Nu. Păi nu trebuie să fac eu intro-ul? Fă intro. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta suntem cu Emi pe Eurotruck, ca pe vremuri. Să rămână! Acum ne ducem după Emi, nu știu pe unde, pe la Cluj, până nu știu pe unde. M-am oprit aici. Deci vrei să spui că acum o să mergi legal? Eu nu vreau să spun asta. Da, deja am acroșat un participant la trafic din parcare. Să mă mir cum nu mi-am luat amendă până acum, că m-am 100 și ceva, mă rog. Și că aș fi în localitate. Cat aici frumos, ca să-mi activez amenzi. Nerespectare, limită de viteză, minus 5.000 de euro. Bă, dar și eu vreau să mă parchez aici, cum mă parchez aici? Simulare oboselă, contravenție, gata. Emi? Emiluțe! Blocaj de neu, bă! Eu? Hai bă, că dată te bagi între ei. Uite așa. Te băgași. Crezi că o să fraier să stau, mă pun să depășesc toată corona. Pe unde? Pe contrasens. Păi pe contrasens sunt eu. Cu-s morții multe și ce te-o făcut? Coaia asta nu se uită când iasă din ala! Pa! Mă bag aici într-un șanț și îmi plâng de milă. Am consumat de 100%. Ce-am făcut, mă? Salutule că pe oglindă, da? Ce mă mai? Am 100% la tot. O, oh, Dracu, nu se mai oprește ăsta. Cet. Mamă, ce frână, e din frână. E unul în față. Uite, mă, lule. Oh, no.